Mulțumesc mult, Adrian! Bună ziua, bine v-am găsit! Adrian Negrescu, cum se face că România are cele mai mari dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană? Sigur, sunt de 4-5 ori mai mari decât în zona euro. Noi nu suntem în zona euro și nici nu avem șanse să ajungem prea curând în zona euro. Da, e o poveste frumoasă asta cu zona euro, pe care probabil cu nepoții noștri o să trăiască, într-adevăr, pentru că la cum arată situația economică, e puțin probabil ca în următorii 5-10 ani să intrăm în zona euro. De ce avem cele mai mari dobânzi? Păi, în esență, sunt câteva motive principale și cred că principalul motiv este legat de modul în care ne privesc investitorii străini, da? Bancherii, da? Cum privesc economia românească? Ca o economie instabilă, ca o economie firavă, motiv pentru care și atunci când împrumută practic companiile, când împrumută statul, bineînțeles că pun niște dobânzi mai mari, adică își asumă niște riscuri mai mari. Iar riscurile astea se văd în dobânzile foarte mari pe care noi le plătim. Mai e un alt motiv extrem de important, faptul că suntem pe ultimul loc în Europa la capitolul tranzacționare bancară, adică românii nu prea își fac conturi la bancă, nu prea își fac carduri, motiv pentru care băncile nu prea au din ce să facă alți bani decât din creditele acestea pe care le acordă și prin depozitele pe care le constituie. Și aici e o mare problemă, pentru că această bancarizare redusă din România generează ample probleme, pentru că inclusiv zona aia de evaziune fiscală e strâns legată de modul în care facem tranzacții financiare. Și în al treilea rând, cred că un motiv extrem de important ține de inflație. Noi, inflația în România, o simțim cu vârf și îndesat în fiecare lună din ce în ce mai mare, pentru că autoritățile nu reușesc să o stăvilească. Și dacă avem prețuri foarte mari, inclusiv, bineînțeles, prețul banilor este mai mare, și asta trebuie să o rezolve guvernul. Iar cine ar mai trebui să intre în ecuația asta? Cred că Banca Națională. Banca Națională, ca din punctul meu de vedere, lasă prea multă libertate băncilor în a-și decide politicile de dobândă. Da, avem o dobândă de referință care la un nivel optim cât de cât, pentru, având în vedere inflația, dar cred că sunt prea multe lucruri care vin și creează un profit incredibil în România acestor bancheri față de alte țări din regiune. Cred că ar mai trebui înăsprite condițiile de desfășurare a acestor business-uri în România, nu din prisma solidității sistemului bancar, ci din prisma modului în care bancherii transferă pe spatele clienților cam toate riscurile, de la inflație, la problemele de economice, la taxe și la absolut tot ceea ce se întâmplă negativ în România. Adrian Negrescu, spuneai că băncile nu au din ce să facă bani dacă nu emit prea multe credite, nu? Și asta e motivul pentru care ne-am trezit în Parlamentul României cu un proiect prin care salariile trebuie plătite pe card. Bine, excepție fac, înțelegem, zona aceasta de servicii, armată și așa mai departe. Și ne-am trezit acolo cu reprezentanții ai băncilor care vin cu amendamente. Da, eu sigur lobby-ul băncilor aici, pentru că băncile de fiecare dată când se face o plată își au comision și o plajă extrem de mare de comisione din toate tranzacțiile pe care noi le facem cu cardul, în transferuri bancare și chiar și atunci când ne scoatem banii din bancă. Ce nu știu bancherii sau poate nu vor să recunoască este faptul că noi avem un nivel de bancarizare extrem de scăzut și mai mult decât atât, cred că nici jumătate din populația României nu folosește carduri. De ce vă spun acest lucru? Pentru că din 3.000 și ceva de comune, în 600, în peste 600, nu există nici măcar un bancomat. La țară, dincolo de bulele astea imobiliare în care trăim cu toții, din zonele astea, orașele astea bine dezvoltate, da? La țară nu se plătește cu cardul, nu există POS-uri, nu există modalități de a plăti cu cardul. Atunci ce te faci cu oamenii pe care o să-i obligi să-și încaseze pensia sau salariul pe card? Ce să facă cu cardurile alea? Unde să plătească cu ele? Că nu o să poată la magazinul din sat să plătească, vor trebui să ducă la oraș, să scoată bani de acolo și să se întoarcă aici în mediul lor natural, da, și să facă plățile. E o nebunie totală. De ce? Pentru că noi nu reușim la acest capitol să stimulăm, practic, dezvoltarea acestor modalități moderne de plată. Nici băncile n-au interes. O să vedeți că băncile sunt focusate pe marile orașe. Dacă e vorba de mediul rural și de orașele mici, foarte puține bancomate, foarte puține sucursale. Păi și atunci te întreb, de ce să impui obligativitatea plății cu cardul dacă tu nu reușești să dezvolți această rețea de POS-uri, de bancomate? Vă spun exemplu care mi l-a dat domnul Heiuș, că tot vorbim de domnul Heiuș de câteva zile. Cred că e o metodă foarte, foarte bună și eficientă de a reduce evaziune fiscală în condițiile în care economia asta trăiește mare parte din consum, adică de ce consumăm noi, din ce plătim noi, bunuri, servicii. Și vă dați seama că prin plătim cu cardul toate cumpărăturile astea
sunt cuantificate, da? Sunt de acord, Adrian, aplicate taxe la ele. Da. Da, asta e pentru că nu sunt ei în stare să se ocupe de marea evaziune fiscală, ne aleargă pe noi ceilalți. Însă, acum să fim foarte sinceri și știm amândoi că în astfel de perioade în care este sărăcie și au crescut și prețurile, veniturile sunt la pământ, scade puterea de cumpărare, bocancul ăsta al statului cu multe controle, cu încercări de a ține cât mai rigid, totul nu funcționează, sărăcește și mai mult populația, mai bine îi lase desfășoare chiar dacă, asta e, mai există și evaziune, că în toată lumea există, decât să îi restrângi tot pe cei mici până îi omori, îi sufoci. Da, pentru că gândiți-vă că noi cam 90% din economia asta e formată din micro-întreprinderi, din oameni care au avut curajul de a-și deschide o firmă și a face afaceri. Și aproape 80% dintre firmele din România sunt slab capitalizate, adică abia se descurcă cu banii de la o factură la alta. Păi oamenii ăștia întotdeauna vor căuta și pe bună dreptate vor căuta soluții ca să descurce, să nu trească să plătească o mulțime de taxe și să rămână fără bani. E, și de aici o creștere a economiei subterane care o simțim cu toții, de aici o concurență loială între cei care își plătesc taxele și cei care lucrează la negru, și aici intervine într-adevărul statului și al ANAF-ului de a face ca lucrurile să funcționeze. De politicieni, cred că ne-am săturat cu toții. Ei nu știu alte reforme decât să crească taxele, nu să-și reducă propriile cheltuieli, nu să găsească soluții pentru a stimula mediul de afaceri, pentru a crește business-ul din România, pentru a se crea locuri de muncă. Ei nu știu decât să inventeze taxe, supra-taxe, biruri și să ne vorbească în termeni filozofici, pentru că nu financiari, despre cât de important ar fi să avem o impozitare pe trepte de venit. Adrian, te întrerup pentru că trebuie să mergem la Chiajna, unde avocata bărbatului care a ținut-o sechestrată pe fețea de 5 ani de declarații, și ne întoarcem la dezbatere. Alt subiect, cel legat de prețuri, pentru că am discutat luni bune că prețurile la nivel mondial scădeau, în România asta nu prea se vedea. Acum avem din nou o lună de creștere a prețurilor, mai ales în ceea ce privește alimentele, și mă refer aici la zahăr, la carne, la orez, și aici înțeleg că este o chestiune îngrijorătoare care ține și de zona de cereale. Da, întotdeauna se vor găsi motive pentru a crește prețurile în lumea asta, care e una speculativă, și știm foarte bine, pe zona asta de produse alimentare de bază întotdeauna s-a speculat orice moment, fie că e pandemie, fie că este secetă, fie că e război, fie că e o problemă cu carburanții, întotdeauna s-au găsit motive să crească prețurile. Din păcate se întâmplă și acest lucru în momentul de față. Acum se justifică faptul că această scădere economică la nivel internațional generează presiune asupra producătorilor, motiv pentru care aceștia cresc prețurile. Se mai spune că toate aceste creșteri de prețuri la grâu, la orez, la tot felul de produse, inclusiv carne, sunt cauzate și de faptul că asistăm încă un sezon secetos, care va pune presiune pe câștigurile acestor producători. Să ne obișnuim cu chestia asta. Globalizarea ți aduce și astfel de situații. Noi, importatori fiind de produse alimentare, în marea lor majoritate, cam 70% ce punem în farfurie vine din import, suntem victime de serviciu în această situație, în condițiile în care noi nu reușim să avem un consum intern, o producție și un consum intern, în care să existe niște reguli foarte clare și să fie evitate mecanismele astea speculative. La nivel internațional, da, sunt multe probleme. Mă uitam ce se întâmplă în Marea Britanie. Lunile astea am văzut câte multe probleme sunt, inclusiv cu legumele, cu fructele, chiar și cu carnea de porc în Marea Britanie, pentru că și ei aduc foarte multe produse din import și producătorii au încercat să speculeze în moment. Și au crescut prețurile. Se va întâmpla acest lucru și în continuare. Inclusiv cu România, mă uitam pe datele de la statistică din ultimele luni, ce se scumpește cel mai mult în țara noastră? Produsele alimentare, dincolo de energie și gaze, acolo unde știm, e interesul vădit al statului de a ține prețurile sus pentru a aduna mai mulți bani la buget. Mai mulți bani la buget, un buget despre care se spune că are o gaură, dar nu știm dacă e de 20 de miliarde, dacă e de 4, dacă e de 24, e așa o necunoscută, și dacă te uiți la fiecare demnitar în parte, la fiecare oficial în parte, afli o altă cifră și alte măsuri propuse. Însă ieri ne-am trezit cu o somație de-a dreptul din partea guvernului pentru ANAF, Adrian Negrescu, să colecteze mai mult, este nevoie de eficientizarea ANAF-ului, spuneau ei că mare parte din PNRR se adresează și digitalizării ANAF. E, și ce să vezi, apare domnul Heiuș, care ne zice că el arestează câte 2-3-4 inspectori ANAF pe lună. Bine, nu el personal îi arestează, dar sunt arestați pentru că iau șpagă. Și spune domnul Heiuș, nu știu ce să le facă, nu se opresc, cum îi identificăm, cum îi predăm mai departe.
Asta e din seria, trăim într-un stat eșuat, cum ne-a spus președintele Iohannis, nu de mult. Adică această declarație a domnului Heiuș arată, pe de o parte, o situație care poate fi adevărată, nu știu ce se întâmplă la ANAF, dar într-adevăr vedem foarte, foarte multe cazuri, dar pe de altă parte denotă faptul că nu există măsuri de reformă în cadrul ANAF-ului care se preîntâmpine până la urmă urmei astfel de situații, pentru că atunci când se ia șpagă, e o problemă. De ce acești inspectori de la ANAF n-au și ei camere, de exemplu, că atunci când se duc în control să aibă cameră, cum au și polițiștii în momentul de față și sunt obligați să le poarte ca să nu mai existe probleme de transparență a negocierilor cu cei controlați. Există foarte multe metode, inclusiv la nivel internațional, care previn această situație. La noi, într-adevăr, salariile nu sunt foarte mari la ANAF, cel puțin în zona de inspector. Sunt mari la șef, dar la ceilalți oamenii care lucrează la firul ierbii, ca să zic așa, și controlează micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, nu au salarii foarte, foarte mari, iar tentația e foarte, foarte mare și bineînțeles că unii cad în această ispită pentru că și legislația e una interpretabilă și cred că asta este marea problemă în relația cu ANAF-ul România, pentru că ai atât de multe modificări legislative, mai ales de ordin fiscal, încât e greu să te adaptezi acestui iure și acestei avalanșe de modificări. Sunt cam 3.000 de modificări în fiecare an al codului fiscal pentru un contabil, pentru un expert financiar, e extrem să se descurce, astfel încât inspectorii de ANAF-ului cred că trebuie să refacem această legătură. Nu, ne auzim bine, bănuiesc. Bun, dar Adrian Negrescu, această poveste cu digitalizarea continuă și cu vina legată de ANAF în ceea ce privește gaura de la bugetul de stat stă în picioare, pentru că noi tot timpul când avem o problemă cu bugetul, spunem că nu se colectează suficient și noi uităm automat la ANAF. Asta e o realitate, că nu se colectează suficient în România. Gândiți-vă că noi suntem pe doar la 27% din PIB în casării. De ce? Pentru că, din păcate, sunt foarte, foarte multe modalități legale prin care poți să eviți plata taxelor în România. Iar ANAF-ul nu are forța financiară de a controla, practic, întreaga economie românească. Uitați-vă ce au făcut bulgarii, ce au făcut până și moldovenii. Au digitalizat tot ce înseamnă sistem de facturare, în așa fel încât nu poate fi emisă o factură fără să aibă codul ANAF, iar pe baza unei infrastructuri software, să vezi dintr-un simplu program informatic unde și cum circulă banii în economia românească. Doar astfel ai putea reduce semnificative evaziunea fiscală. Dar cred că vina aparține în primul rând guvernului, pentru că întotdeauna au fost bani de digitalizare ANAF și nu s-au luat deciziile necesare pentru ca această instituție să intre în secolul 21. Cred că mai e o altă chestie pe care nu ar trebui să o facem și nu înțeleg de ce nu o facem. Așa. Acel spațiu privat, da, pe care ANAF-ul îl propune. El aș fi transformat într-o aplicație simplă de telefon mobil în care oamenii să-și declare corect veniturile, să-și vadă toate taxele și impozitele pe care le-au de plătit. Să există o infrastructură simplă și ușor de accesat și vă garantez că ar fi foarte, foarte mulți români care și-ar declara la timp taxele și-ar plăti. Adrian Negrescu, de ce e atât de complicat să digitalizeze ANAF-ul? Este pur și simplu o chestiune că nu putem noi tehnic, adică pur și simplu nu avem această capacitate, dar noi ca stat, sau este de dorit pentru anumite zone, anumite grupuri de interese, mă refer la cele economice în principal, da, ca această digitalizare în fapt să nu aibă loc. Tehnic este posibil, cred că s-ar putea face maxim 6 luni, dacă într-adevăr s-ar lua expertiza din mediul privat, s-ar cumpăra zona de software și de hardware necesară. Nu cred că ar fi o problemă cu niște specialiști foarte buni din mediul privat să digitalizezi cu adevărat toată infrastructura românească care are legătură cu gestiunea banului public. Nu se dorește acest lucru pentru că sunt foarte multe sectoare în economie care activează în zona gri și unde sunt foarte multe interese și nu se plătesc taxe. Bineînțeles că acei oameni au un lobby foarte, foarte puternic în zona sferelor de influență și reușesc să pună pețe roată tuturor contractelor care au legătură cu achiziția de software și de hardware și cu decizia chiar și politică legată de această digitalizare a ANAF. Eu sunt optimist din această perspectivă pentru că, iată, cu vremurile, schimbările astea economice ne împing de la spate. Am ajuns să plătim cu telefonul, am ajuns să plătim cu ceasul, se fac din ce în ce mai multe plăți online. Românii se adaptează în noilor modalități de plată și cred că din această perspectivă la un moment dat se va ajunge de voie de nevoie ca și toată industria și economia românească să treacă în era digitală. Va mai dura, pentru că la noi lucrurile se schimbă greu, sunt multe interese, dar până la urmă ormei, dacă vrem banii europeni să intre în bugetul statului și să construim ceva în țara asta, trebuie să facem reforme. Asta e una dintre principalele reforme pe care trebuie să facem.
Da, această digitalizare despre care toți vorbim și pe care nu o face nimeni, căci ieri ne spuneau de la guvern că foarte multe jaloane din PNRR se referă la digitalizare, dar eu mi-aduc aminte că noi comentam aici la Politica Zilei baza de date de anumite sectori din București care s-a ars, așa au spus ei. Și atunci eu mă întreb cum să digitalizăm dacă ei pierd bazele de date de multe ori. Da, gândiți-vă că în momentul de față în România, dacă vrei să-ți muți firma de pe un sector pe altul sau dintr-o locație, trebuie să faci un vraf de documente, să faci o grămadă de cereri, se dau decizii, se fac tot fel de chestii. Nu mai zic de actele personale, cât de greu e să-ți faci un buletin sau să-ți muși domiciliul și să te rolezi fiscal în altă localitate. E o nebunie totală când în alte țări, și nu țări foarte dezvoltate, vorbim de Estonia, de exemplu, că este cel mai bun exemplu despre faptul că totul este digital. La ei, pe baza CNP-ului, cu aplicații de telefon mobil, poți face absolut orice îți dorești în relația cu statul, de la crearea de documente noi până la plata impozitelor, până la înființarea unei firme și desființarea unei firme. Apropo, ca să desființezi o firmă în România, de asemenea, umpli zile întregi, stai la cozi ca să poți să închizi pe afacerea respectivă. Să fii cu dovezi că ai plătit, că ai făcut, că ai... Dar totul trebuie să dovedești statului, da. Am văzut mulți cetățeni care... Da, s-ar cușina. Păi da, pentru că statul habar nu are nici măcar cine e și te trimite de la instituție la alta să-i aduci hârtii pe care el ar trebui să le aibă în sistemul său. Mulțumesc tare mult, Adrian Negrescu, pentru întreaga discuție.